Imagini incredibile filmate într-o localitate din județul Olt. Un bărbat din comuna Oporelu s-a filmat în timp ce își bătea crunt câinele din gospodărie, supărat că acesta îi omorâse câteva rațe. Tot el a postat apoi imaginile pe internet, iar polițiștii au văzut totul și au mers la locuința agresorului. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că la data de 20 martie 2023, un bărbat în vârstă de 57 de ani din comuna Oporelu ar fi exercitat acte de violență asupra unui câine. Pe imaginile filmate de bărbat se pot vedea rațele moarte în gospodărie, dar și când acesta merge la cușca patrupedului, îl trage afară și apoi îl chinuie, lovindu-l cu picioarele. Polițiștii au luat patrupedul, iar pe bărbat îl cercetează penal pentru fapta sa. În cauză, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au emis un ordin de plasare în adăpost pentru câine și au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de schingiuire a animalelor, cercetările fiind continuate în vederea documentării activității infracționale. De la începutul anului și până în prezent, la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost înregistrate 16 infracțiuni. Este vorba despre diferite cazuri de cruzime împotriva animalelor, pentru care polițiștii au luat măsuri.